Poliția deschide! În peste 60 de locuințe au intrat oamenii legii, inclusiv la cei care ar fi urmat să le folosească pentru a călători în străinătate. Doi angajați ai primăriei ar fi folosit parolele obținute când au lucrat în centrele de vaccinare. Tariful era de 100 de euro pentru o adeverință. În perioada 15 mai-25 iunie 2021, doi bărbați din municipiul Drobeta Turnu Severin, angajați ai unei instituții publice, ar fi accesat fără drept o aplicație informatică și ar fi modificat datele acesteia prin suprascrierea documentelor de identificare ale unor persoane vaccinate împotriva COVID-19. Astfel, pentru 96 de persoane ar fi fost generate adeverințe de vaccinare false. Printre cei care au beneficiat de adeverințe false este și liderul unei grupări interlope implicate în traficul de țigări. A fost o activitate laborioasă, o activitate amănunțită, s-a lucrat și în colaborare cu DSP-ul pentru a se stabili exact numărul de adeverințe false care au fost eliberate și de asemenea pentru a reconstitui persoanele care s-au vaccinat în realitate. Față de cei doi, știu că se va propune arestarea preventivă. Cei doi funcționari publici, dar și cei care au primit și s-au folosit de adeverințele false, sunt cercetați pentru acces ilegal la un sistem informatic, fals și uz de fals. De ce v-au chemat? Ați obținut adeverințe false? Ce s-a întâmplat? Sunteți vaccinați? Cât ați plătit pentru adeverințe? La nivelul instituției noastre, noi nu aveam atribuții cu privire la activitatea lor, pentru că ei au fost detașați în aceste centre și doctorii coordonatori, oamenii responsabili cu vaccinarea, îi monitorează și trebuie de o 66 de persoane sunt audiate în acest dosar.